Bună dimineața, bună dimineața. Ne-am trezit cu capul noapte. Să înceapă acțiunea. Încă o zi, încă o poveste. Povestea de astăzi, încercăm vârful retezat din stațiunea de schi Răușor. Cu Bogdan în acțiune. Cum spunea, stațiunea de schi Răușor. Vârful retezat vara, probabil. 5 ore, 5 ore și jumate. Primul kilometru 400 ne-o cam făcut să respirăm. Acum ce și-o mai revenit traseul, că până aici nu m-am urcat. Grozav, nu cam nu am urcat, dar acum se pare că e un pic mai lejer. Ne deplasăm pe bandă roșie spre Refugiu Condor. Temperatura în jur de minus 5 grade. O dăm la deal. După cum se vede, suntem la intersecția cu Refugiu Condor. Probabil aici undeva la vreo 100 de metri dreapta și în partea stângă spre vârful retezat. În continuare pe bandă roșie. Până aici traseul exemplar, puțină zăpadă și aia înghețată, poteca bătută, se pare că și pe aici sunt urme, așa că să sperăm că totul va fi bine. Aici după intersecție am intrat pe poteca care duce spre vârful retezat, aproximativ 3 km până aici, 3 până pe vârf, o oră 20 am făcut până aici, temperatura în jur de minus 5 grade, nu suflă vântul, în creastă a ieșit soarele, așa că continuăm, revenim. Nimic nu-i mai îmbucurător decât când vezi soarele pe creste. Crește moralul la 100%. Ia uitați-vă ce-au donat vântul aici, unde îți braze. Și ia uitați-vă, acolo, ăla e obiectivul nostru, vârful retezat. Superb arată. Într-adevăr, vremea ajută. Retezat venim. O dăm la deal. Am făcut un popas mai lung. Ne-am luat pe noi hamurile, căștile, violețe la mână. Urmează colța. Am urcat o porțiune destul de abruptă. Acolo sus e retezatul. Aici ai Șaua Lolaia. Bogdan. Azi în roșu, adică e zona roșie. O dăm la deal. Ia fă un pic de prezentare, Bogdane. Facem prezentarea? Da. De la dreapta la stânga. Muchia Prelucele, care urcă tot din Răușor. Muchia Prelucele, Șaua Prelucele, Hornul care se curge, se rabe. Hornul Mare, Vârful Retezat, Șaua Lolaia, Vârful Lolaia Nord, Lolaia Sud și Muchia Lolaia, care duce și coboară în dreapta spre Cabana Pietrele. Bună prezentare! Perfectă! Și aici jos la baza retezatului, lacul Ștevia, care e înghețat, acum nu se vede nimic. Da. Decât o adunătură de zăpadă. Ia uitați aici surpriza de astăzi, cel mai nenorocit exemplar care s-a infiltrat în Ardeal, nimeni altul decât eu, Piticu. Același nenorocit. Sarbus, bă! Bă, mă bucur că vine. Rup, dar fericit. Uite, ne aflăm în Șaua Lolaia, 2215 metri. Superb, superb, superb. Totul maxim. Vârful Lolaia, valea de unde venim și în față Vârful Retezat. Cu echipă puternică, într-adevăr, astăzi. Piticu, Ionaș și mai jos prietenii noștri. Vin și ei. Să facem o mică prezentare aici cu ghidul nostru, Ionaș. Da? În față? Vârful Mare. Da? E pe porțile închise, ajungi pe pădușa. Așa. Cobor pe la costura Bucurei. Și aici Bucura. Retezat aici și Piticu. Eu nu. Aici e pericol. Fără cuvinte. Extraordinară vremea. Unții, zăpada. Vântul deocamdată ține cu noi. Mai ne despart mai puțin de oră, în condiții bune de vârf. Soarele, prietenul nostru, soțitorul nostru de astăzi, care ne face viața mai ușoară, având în vedere că sunt aproximativ minus 8 grade. Avem aproape 5 km jumate de jos. Ne apropiem de Hornul Mare și după aia undeva acolo, pe muchia aia, încercăm vârful. Paradisul. Hornul Mare, Vârful Retezat, după 3 ore 40, 5 km 400. Ultima porțiune mai expusă, mai grea, plecăm la deal. Acum începe distracția și adevărata tură de iarnă. Mă rog cu soarele și că nu bate vântul. Urmează porțiunea cea mai abruptă. Totuși vântul suflă puțin. Dă-mi la deal. Greuț, greuț. Filmez porțiunile mai ușoare, mai domole. Porțiunile expuse. Mă concentrez pe urcare, pe respirație, pe pași. Nu-i rău. Merg la deal. Ai, ai, ai. Dă-i la deal, Bogdane, dă-i la deal. Împreună reușim. Ai, 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 fiecare pas ne duce mai aproape de obiectivul de astăzi și de această zi superbă de 16 ianuarie 2022, an pandemic în continuare. De la deal. După cum spuneam, încerc să filmez zonele mai puțin expuse de nu știu cât se vede de mult, dar tocmai ce am urcat porțiunea asta expusă. Pe vârf, undeva aici, în dreapta. Asta înseamnă o față fericită când vremea e de partea ta, când se aliniază planetele, când mai ai câțiva metri până pe vârf, ai un peisaj care nu îl poți descrie eu, ci în cameră, în cuvinte, în imagini, satisfacția că ai ajuns până aici cu bine. Maxim, maxim. Oi, 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 fără cuvinte, 4 ore 10, 5 km 850. Ui, ui, ui. O meritat trezirea cu capul noapte. Am ajuns pe cel mai fain vârf de astăzi, Vârful Retezat. Oi, oi. Super! Perfect! 2482. Puțin îi lipsește ca să fie 2500. Bogdane, incredibilă vremea, vântul, urme, zăpadă, fără descriere. Maxim. Obiectivul de astăzi atins la jumătate. Să ne vedem jos, bine. Vârful Retezat. Superb. Nu m-am mai satur să mă bucur de munții ăștia acoperiți de zăpadă. O zăpadă extraordinară pentru iarna. Fără vânt, fără mare, fără să te afunzi în zăpadă, soare, perfect. Asta e ziua perfectă, să urci pe munți. Fericire maximă. Revenim cu detalii. Bogdane, mulțumit. Super, super. Ne-am organizat perfect astăzi. Ziua perfectă de vârf. Vă las. Aceste minunate priveliști. Ia uitați-vă pe cine avem noi aici, nimeni altul decât cel mai guraliv de pe internet care s-a integrat în Ardeal. Nu, că eu nu sunt de aici. Piticu! Piticu reprezentând pianul, Ionaș. Și în spate, oamenii în albastru, nimeni altul decât iepuraș la altitudine și profesorul Lucian. Ce zi minunată cu acești băieți extraordinari! Vârful Retezat, ați plătit taxă, băi! Bineînțeles, băieții castraveții! Ia uitați-vă, băieți și fete, ce trupă de albaștri de Sebeș Alba. Da. Doar unul care mai iasă din tipar. Asta e, da, care i-a dus cu izoleta în Ardeal. Piticu, cel mai guraliv de pe internet, ai prietenul nostru. E prosper. Prosper, da, în toate. Cum a fost, Ștefan? Da. Urcarea de 2020. Urcarea în sezon. Da, tare. Prima pe anul ăsta, foarte frumos. Ne bucurăm de zăpadă. Dobra? Todo bien, super ok. Prima tură care nu-i stric la picioare. Ionaș, mă rog, acum la ce achiziție ați făcut? La achiziția asta se pare că se face la sportiv acum la piano, bă, fraților. Piticule, de la Lover-ul pentru voi. Sănătate, Lover-ule. Și când o fi mai rău, așa de bine să ne Să-l prinzi și tu pe Piticu, să-l cunoști odată într-o tură. Te salutăm de pe vârful nostru retezat, tu pe vârful tău prin Germania astăzi, la același moment. Asta e zona perfectă, mai ales când te întâlnești cu prietenii care sunt pe post de șerpași acum. Ne îndreptăm spre Șaua Prelucele, Vârful Prelucele. Superb! Grandes espațios! În spate lăsăm retezatul. Aici sunt băieții mei de astăzi. Mai la stânga e Purașul cu Ralivul de Piticu. Nu, că e periculos, eu nu pot aici. Lucian Profesorul, Ionaș, Bogdan, Mala și Dobra. Cea mai tare trupă din această zi frumoasă de ianuarie 2022, an pandemic. Superbă zi, vreme, zăpadă. Da, retezatul, ui ce piramidă faină, ui. Superb. Gol. Băieții, ce facem? O dat sorinel pe voi? V-ați încălzit? Ce să vă mai povestesc? Deci așa e vremea încât facem insolație dacă mai stăm mult expuși. Vreme extraordinară, cald, bine, ne-am dezbrăcat, am dat jos colțarii. Aici e trupa bună, în spate retezatul, Piticu. Nu, eu nu sunt aici, că e periculos. Da, e destul de periculos câteodată. Da, Profesorul, Stefan, Ionaș, Milionarul și Dobra Măritatul, Iepurașul, închide plutonul. Mai îl avem în spate pe Mala, care e tare rău-i mere astăzi. După aproximativ 10 km jumate, 7 ore 40, ne îndreptăm spre mașină. Am coborât altă parte, Șaua Prelucele, unde aici mai jos spre Pădure Brag, Înjnepeniș, am înotat pur și simplu. Acum și-o mai revenit un pic situația și încă mai avem 4 km până la mașină. 7 ore 43, 11 km 400, mai avem 3 până la mașină. Am dat un forestier, dar și floare la ureche. Uite că ajungem și la sosire. Deocamdată eu, că băieții sunt în spate, aproximativ 8 ore, 13 km jumate, având în vedere că nu ne-am întors pe unde am urcat, am făcut cu 1 km jumate mai mult. Dar având în vedere că vremea a fost superbă, o ținut cu noi, ne-am mișcat bine, 4 pe urcare, 4 pe coborâre. Suntem la stațiunea Răușor. Curtea de la Răușor, din păcate nu prea este multă zăpadă, din câte văd funcționează numai porțiunea aia de telescia la 4-5 stâlpi, de vreo 100 de metri și cam atât.